Abracadabra și faceți, nu vă nimic în zonă, hai! Doamne ajută toată lumea. Aici am executat lucrări de decapare la trotuare, unde am și, după cum vedeți, am și așternut BA8-ul, stratul de asfalt. Bună ziua, domnul primar, bine ați venit. Să rămână. Ce face păpușa? Pa afară. Bună. Bună. Așa. Și la partea de carosabil am finalizat astăzi de frezat stratul de uzură, cel deficitar. Dacă aveți nevoie, începând de mâine, nu dacă aveți nevoie, puneți când intenționați să turnați aici. Începând de miercuri vom turna, deoarece noi aveam preconizat de mâine, dar a apărut o avarie la Apa Nova. I-am forțat pe cei de la Apa Nova și i-am rugat insistent să termine. Ați făcut intrările la garaj în regulă, da, tot, să nu avem probleme, da. Da, da. Okay. Cei de la Apa Nova termină intervenția mâine, ne-au promis, am insistat să termine cât mai repede, iar de miercuri vom începe să turnăm asfalt. Unde nu instituțiile astea, care, de exemplu Apa Nova, cine se mai ocupă de lumea, unde nu aveți o comunicare directă, vreau să-mi spuneți că o să lucrez personal. În regulă, o să vă comunicăm. Îi trezim puțin, că în sectorul 5 intră în ritmul care a fost consacrat. Sigur, vă comunicăm. Da, am înțeles că o reparați. Marți, în schimb, colaborați cu cei de la poliția locală, puneți de mâine seară la toată lumea în geam la mașini, blocați strada miercuri dintr-un capăt în altul, până la, după ce pleacă oamenii la servici, să putem să intrăm, să asfaltăm. Da, să nu existe o mașină ca să eventual, dacă și uite cineva sau nu vrea să o să luăm mașina de la poliția locală de ridicat, o punem să-și facă treaba, utilajul, și dăm drumul la treabă. Sigur că da. Da. Deja a intervenit și cu platforma. Trotuarele le-ați făcut, nu? Da. Rugăminte, spuneți-mi aici la școală. Măsura de siguranță pentru elevi. Ce vrem, ați prevăzut? Vrem ca aici, pe viitor, după ce terminăm de asfaltat, vrem să punem din niște limitatoare de viteză. Asta e una pe stradă obligat. Da. Și aici trotuarul de siguranță unde pentru elevi. Domnul Piedone, bine ați venit! Doamne ajută! Ia spuneți-mi. Deci aici știi că la fiecare școală ba era un gard, ba o... Da, vom pune acel gard tip școală, care va fi pe toată lungimea școlii. Îl aveți? Nu, îl avem, va trebui să-l comandăm. Comandați. Da, cei de la S au aceste garduri, dar o să-l facem în regim propriu, vedem. Găsim o soluție. Păi noi trebuie sau să... venim cu acel gard tip nou unde putem. Noroc să că sunt elevi în vacanță, dar într-o lună de zile să punem gardul. Avem o soluție și cu acest gard. Mi-o prezinți dimineață, îmi prezinți cum arată gardul. Da, da. Să-ți dau ok-ul, să dai comandă să punem gardul aici pentru siguranță. Mă regulă. Spuneți-mi și mie, n-ați prevăzut sau nu vă gândeați că strada asta are nevoie de oxigen? Nu e nicio... Vă referiți la arbori. Da. Nu e nicio problemă, să rămână. Nu e nicio problemă. Toți suntem în șantier în lucru, nu s-a recepționat lucrarea. Nu. Mâine veniți cu freza aia de decupat. Cu metereul decupăm, da, și o alveolă și complantă. Facem și pe stânga și pe dreapta, nu, bineînțeles, nu la intrările în curți, din 5 în 5 metri alveolă. Okay. Deci avem timp până miercuri, joi, ca sfârșitul săptămânii sau de luni să plantăm copaci. Cine aducea copaci acum? Păi inclusiv noi am plantat. Aveți pe stoc ceva? Da, avem doar copaci la balot, pentru că în perioada asta, din păcate, nu se mai plantează, fiind temperaturi foarte mari. Aveți la balot? Dar avem la balot puși pentru toamnă în nisip și își păstrează umiditatea la rădăcină și pot fi plantați. La ghiveci n-avem, dar ei au înmugurit acolo la balot, unde aveți? Da, da, da. Okay. De-a dat frunza. Acolo e specialitatea mea, o să mă uit la ei și dacă le dăm ok, sigur, ne apucăm de plantat. Sigur. Ok, deci prima sarcină, miercuri voi asista la turnare. Sigur. Doi, alveole începând de mâine din 5 în 5 metri, cartierul are nevoie de oxigen și să plantăm, asta trebuia să o prevedeți, dar asta e, nu-i băi.
perioada, domnul primar, asta nu e... Adică, Găurica nu înseamnă perioadă, Găurica înseamnă că te-ai gândit. Nu v-ați gândit, asta este clar. O facem, bordura frumos, cât e o alveolă de aia? 1 pe 1 de obicei unu se face. 1 pe 1, din 5 metri. Avem arbori, s-au plantat până acum vreo 3000 de arbori, s-a mai avem arbori. Primar, sănătate! Ce faci, tăticu? Uite, am venit aici și noi să vă vedem. Doamne ajută, bine ați venit acasă. Dai noroc cu mine? Cum să nu? Bravo. Ce faceți, primar? Uite, punct și de la capăt, nu-i brai. O luăm de la început. Nu vă trebuiau niște arbori pe aici, nu? Frumos, așa, să dea bine. Ne trebuiau, cum să nu ne trebuiască? Așa, gata, o avem. Ați văzut, mă? Arbori, interactivitatea cu omul, asta trebuie. Spune-i ce-l doare, ce-l... Tati, vrei să faci tu o poză cu domnul primar? Hai să facem. Haideți să facem o poză, tati. Tu de aici, lângă domnul primar? Hai, vino cu a... Hai, lată. Să facem o poză, tati. Hai, vino cu a la mine. Hai, vino cu a, urcă. Haide. Hai. Dacă ar ști domnul primar ce facem noi în sectorul ăsta 5 aici, cu ce ne ocupăm? Cu ce? Aia cu clătitele. A, da? Aia cu clătitele, gigant. Bravo, tati. Gata, tati. Eu nu mai pot să mănânc, aș mânca și eu gigant. Vă facem. Da. Vă așteptăm la noi la locație. Venim, unde n-ai via aveți locație? Șoseaua Alexandrei, numărul 84, L23. Să nu vă ducăm în Bragadiru. Stai liniștit că mai au după miros. Dacă așa e de clătită, mai au după miros. Gata. Să rămână o zi frumoasă, Dumnezeu cu voi. Deci, tati, până lucrările unde le aveți, unde vedeți, vă uitați și pe sus. Aveți, vedeți, plăcuțe, vând câini, vând nisip, balastru, câine pierdut, dați absolut tot jos. Plăcuțe, tot ce este spre farmacie, spre cutare, ele sunt neautorizate. Au ieșit, ați făcut ceva locuri în plus de parcare aici? Da. Câte? În momentul de față aici s-au suplimentat locurile de parcare cu încă 17. De aici plecăm când ați închis și asta. Da, deci vom cofra. Tăticu, nu știu ce faci. Nu știu ce faci. Important e că recepția la ce este în lucru astăzi nu se face decât dacă clipesc și peste tot e la fel. După care va intra refacerea spațiului verde. Salubrizarea recepție. Comunicați, domnule primar. E legătura cu domnul director de la infrastructură și până mâine dimineață, în tura de noapte, toate șantierele sau grădinile care le văd cu asemenea gunoaie au dispărut. Mâine la ora 16, unde văd gunoaie, ești direct responsabil, domnule director. Recepționat, domnule primar. Asta acum, pe unde sunt șantiere în lucru. Și dacă tot ești pe zonă, nu vii aici, direct. Te uiți și de jur împrejur, da? Recepționat. Când terminăm o zonă, repet, tu, ca și constructor, închizi tot, rampe, cutare, așa, iar spațiul verde, săpat, aranjat, vine cu pământ vegetal, cauciucuri, fiare, cutare, pleacă. Îi luați băncuța aia de acolo. Mâine dimineață iei una din garaj de la AES și pui una din aia verde veche în locul aia și o luați și o aruncați. Am și eu o rugăminte. Locuiesc în blocul ăsta. Da? Noi nu ne-a făcut să coborâm pubelele. Ia să vedem. Așa e proiect. Hai să vedem că e șantier în lucru. Știu că domnul Costel care era cu măsuratul. Costel? Da. Și atențiunea de azi, altceva nu poate să știe. Uitați, să pună două borduri mai jos, ca să poată să dea pubela jos când de plin, acum zboară. Da, că sunteți mai în vârstă. Nu. Uitați, sunt eu, nu, eu sunt locatar. Am înțeles, păi locatarul e beneficiarul direct. Cui dă bani la... Cine dă bani din taxe? Nu, da, noi? Dumneavoastră dați. Da. Aveți aici și pe domn director, el va lua o măsură să facă măcar două borduri de astea. Da, handicap la două borduri, să fie mai ușor. Ai văzut? Ați văzut? Eu trec la recepție, mi-am ținut minte, da? Mulțumesc mult de tot. Stai liniștit, n-are treabă directorul de la salubrizare, pe costumașul meu, ce bine miroase, locatarii sunt foarte fericiți. Directorul salubrizare, recepție. Comunicați, domnule primar. Bă,
strada Vigoniei, numărul 4, bloc 9. Recepționat. Păi, stai puțin, nu recepționat. Vezi că îmi fac și o poză. O să ți-o trimit la tine în birou. Și măsurile le vei lua tu. Astăzi mai am o săptămână, încă vă accept cu nepăsarea voastră. Mai am o săptămână. Căutați să reglați totul până încep să dau sancțiuni. Vă înțeleg. Ați dormit, treziți-vă, luați-vă uniformele de muncă și la treabă. Este inadmisibil. De când ați să vii să vezi, domnule director, probabil în programul tău apare că s-a ridicat aici. Dar ăsta, nici dacă, cred că e două săptămâni, dacă nu mai bine. Recepționat, domnule primar, imediat trimit o echipă acolo. Deci eu mă duc, fac o tură aici să văd șantierul în lucru și ce mai avem de făcut. Când m-am întors, rast un frezat și dai și iei și un spray din rezerve proprii și dai așa pentru să miroase a pin. Locuiesc aici de 25 de ani. Toți care au venit au spus, avem un parculeț în spatele blocului. Care toți au venit cu proiecte, cu 3D, cu că se va face, se va drege, se va veni. Am trimis și mail-ul la primărie și peste tot, că se va rezolva cupa. Fetița mea deja a făcut 7 ani și ceva. 7 ani și cât? 7 ani și 4 luni. E, vă promit că până împlinește 8 ani are parcul. Vă mulțumesc mult. Am fost fără să vă anunț, m-am uitat și pe sălaș și am văzut pe acest aranjament. Acum, unii spun că ia amețeala mergând pe ei, pe alți nu știu cum. Eu am un principiu. Când ne apucăm de o zonă, indiferent ce mare proiectant avem și indiferent ce, cât de deștepți ne putem crede noi, facem ședință cu vartarul asociațiilor respective și prezentăm. Uite, domne, te ia amețeala? Nu mai ia. Îți place culoarea? Îmi place. Îți place gardul? Nu-mi place. Îți place gardul ăsta? Îmi place. Mergem după... Doamne ajută! Mergem, adică ne consultăm direct cu ei. Așa ceva nu mai există. Nu-i nimeni proprietar pe domeniul public. Bună ziua! Să trăiți frumos, primar. Trăiți. Ce faceți? Prin zonă. Suntem și noi pe aia podul Giurgiului. E o intrare. E înfundată. Se parchează mereu acolo. E problemă cu intrarea de mașina de gunoi, nu știu ce se mergem, poate face. Mergem, vedem totul la pas, luăm totul la pas. Stimate domn, vă dați seama că sunt neumblat, nevorbit și atunci reintru. Nu va scăpa un centimetru, un centimetru nu va scăpa. Domnul director, poliția locală, recepție. Da. Da. Comunicați, domnul primar, pe poliția locală. Este o terasă, un WC-ul public aici, în aer liber. Spune că ar fi proprietate privată. Respectăm proprietatea privată atâta timp cât privații ne respectă și pe noi, beneficiarii domeniului public, de vecini cu ei. Mâine dimineață o echipă de la inspecția și de control să vină să îmi stabilească clar limitele de proprietate între domeniul public și privat, somați respectivul și dați amendă maximă pe mediu, îmi prezentați mâine la ora 16 ce amenzi s-au dat și îl somați să dezafecteze de pe proprietatea lui clădirile insalubre. Să-și îngrădească terenul și să respecte cetățenii din zonă. Îi dați termen de conformare 72 de ore. Luni dimineață vom avea acțiune de deratizare și demolarea construcției ilegale. De pe domeniul privat, mă repet. Dacă și le face cu regie proprie, nu. Dacă nu, efectuăm noi și trimitem factura. Identificați mâine și până la ora 16 vreau raport. Ei peste tot, ca lui Badu, ca lui Manu, ca lui... Nu mă interesează cu ei. Somații. Da? În primul rând, amendă pe mediu, pentru că
Chiar dacă sunt pe proprietatea asta, nu înseamnă că își pot permite să infecteze zona. Și luați toate clădirile din zona de aici, de la colțul ăsta. Da, domnul primar, recepționat. Ce faceți, oameni buni? Așteptăm și noi să veniți până la noi. O să... Foarte, foarte des și le scoatem la lumină, cu curs, cu absolut tot. Scoarte, cu curți, uite și acolo, tati, face frumos o alveolă, un spațiu verde ridicat. Lăsați, domne, nu vorbim despre trecut, ne interesează astăzi și mâine. Mâine colaborez cu domnul Chioran să-mi facă limita de proprietate. Prima dată îngrădim noi și nu știu cum vor intra în prăvăliile astea, dar nu mai ne interesează. Dacă intră, vor intra în legalitate, bine, dacă nu... Facem limitarea de proprietate și dezafectăm infecțiile astea. Muște sunt pe aici? Sunt. Le dai afară? Le dai. Păi cred că muște păzești, că altceva. Nu vezi ce... Ăsta e hal de parc. Important e să fie liniște momentan până în... Să rămâine, doamnă. Să rămâine. Avem domnul primar foarte mult în țari. Sunt țari? Foarte mult sunt. O să trimitem o echipă de biest la domnul Nicu Șordan să-l înțepe. Sau strângem așa vreun milion de țânțari și îl punem în primăria capitalei, să vadă și el ce responsabilități are și nu ne bagă în seamă. Dar o rezolvăm și cu asta. Încet și sigur. Domnul Denis, recepție. Recepție, domnule primar. Parcul din Vigoniei numărul 8 în spatele blocului. Ce știi despre el? Că a fost construit pe timpul lui Alexandru Ioan Cuza și am văzut și cunosc. Că n-a mai fost întreținut, văd și constat. Că copiii se joacă în lucruri ruginite și se periclitează siguranța lor, observ. Mâine sigilați tot parcul și îmi spuneți când începeți și ce aveți de făcut. Mâine, am spus. Am recepționat, domnul primar, mă voi ocupa personal de asta. Da. Zi, tată, tu ce filmezi? Mă filmezi pe mine? Serios. Și ce faci cu ea? Te rogi? Te rogi? Te rogi? Hai, treci. Unde ai fost? La mâncă, ce ai fost? Unde ai fost, tată? Ia zi. Pa Patra. La Jilava? Vă salutăm în fiecare dimineață. Erați cu frații Mazăre. Da. Eu am ieșit în decembrie. Bravo, tată. Aveți o grămadă de like-uri de la mine. Cine era planton acolo? La noi pe secție, frații Bușioc. Ei știu, s-au dus la liber. Ia spune-mi, te-ai integrat, mai faci prostii? Niciodată. Stai aici, bine că știu că ești pușcăriaș și de-al meu și te fac aici să răspunzi de tot, ai înțeles? Perfect. Am și eu o problemă. Mă gândeam. Vă gândesc că altceva nu puteam să am decât o problemă. Vă ascult. Ne punem speranța doar în dumneavoastră, că ne mai puteți scoate din... Spuneți. Deci avem la scara 3... Că nu știu dacă... Cu ghiena de gunoi? Nu. Unul care strânge gunoaie, depozitează din 2014. Și unde sunt? E în casă? S-ar trebui să fie chiar în casă. Nu, dar e în casă el cu depozitul de gunoaie? Da, nu se mai poate, nu are nici toaletă, vă rog să mă credeți. Am fost administrator la acest rezolvat loc. Cazuri de acest gen, avem și soluția legală. Din 2014, legal. Domnul primar. Avem și soluția legală. Nu se mai poate, iertați-mă. Rugăminte, unde e domnul City Manager? Iulian, vino două secunde, nu se poate intra în scară. Da. Nu, nici nu pot să-mi permit ca să vă bag în scară să vedeți ce mizerie și deci, ce... La scara 3. Stați să vă explic. Mâine dimineață, sau schimbați undeva ceva, scrieți până mâine dimineață, vă duceți la toți locatarii de pe scara respectivă. Am făcut la DSP... Nu. Eu vă spun, faceți ce vă spun eu. Faceți de pe locatarii de pe toată scara respectivă pentru mirosul insuportabil, pentru eu știu ce s-a întâmplat acolo, semnați majoritatea, jumătate plus unul cel puțin, în special cei care sunt direct afectați. Unde stă, la parter? La parter stă. Mai bine, că dacă stătea sus am întâlnit cum le curgea în casă gunoiul și nu. Nu e problemă. Este pericol de, cum să vă spun, de holeră, e ceva de nedescris. Asta este un pericol. Mie îmi spuneți, focar de infecție. Nu numai de infecție, dar accidente. Și infecție și accident. Totul deci de mâine se închide parcul cu tot respectul, da. Se va sigila și gata. Vorbim. Săruna. Ce faceți? Bună ziua. Și bine ați venit. Săruna.
Eu vă cunosc, de mai mult timp pentru că am lucrat în piața la Progresul și știu ce ați făcut dumneavoastră. Da. Dar sperăm să ajungeți și la noi în cutul ăla, că noi suntem uitați de lume. Am venit acasă. Am venit acasă. Ați venit? Ce? Primar, nu credeți? Nu. Noi avem problemă cu parcul. Stau aici și fac paranghelii în parc. Iubita, nu se mai faci. O să fac. Gata, începem cu autoritatea. Eu am înțeles că vorb, dar pentru bătrâni. Nu să stai tu. Tati, nu ne interesează. Va fi cu pază, va fi cu poliția locală. Va fi cu poliția locală, amenzi. S-a terminat. Să se ducă unde vor ei. Aveți încredere. Sunt aproape zilnic aici. Se face spațiu verde frumos, elegant. Asta e. O să mai vă las o viță de vie, poate îmi dați și mie un muz la toamnă, dar mai vedem. Dacă a stat 35 de ani, mai aveți răbdare puțin. Am fost în vacanță, am făcut ce am putut. Am făcut ce am putut la început. Băgăm din nou plugul în brază și la treabă. Problema este, problema știți care este, începe să cadă, Mamă, singura problemă este să te ocupi de sănătatea ta, că de restul mă ocup eu. Doamne ajută. Unde e mașina mea, mă? Hai să mai mergem. Mergem până la... Proiectele mele să trăim. Doamne ajută. Ce faceți? Numai bine, numai ce faceți? Bine, mă bucur că vă cunosc față în față. Și mă bucur pe cuvânt. Doamne ajută, mă. Să fiți sănătoși și să faceți, să faceți tot ce e bine. V-am dezamăgit eu vreodată? Nu. Mergem înainte. Tot înainte, să trăiți mai bine. Da. Să trăiți, sărona. Facem. Hai, mami, stai acolo. Acum vă spun să facem. Hai, treci aici. Hai și tu. Tu nu ești, nu ești tot al lui mami? Nu este al meu. A, nu e, auzi. Nu e problemă. Adu-o pe mama să facem poză. Gata, mulțumim. Sărona. Ia fă și mie o poză cu domnul primar. Soția? Da, dânsa e soție. Domnule primar, eu vă doresc multă sănătate, că e cel mai important asta. Așa, zic și eu. Doamne ajută. Domnul director Chioran, recepție. Bună ziua. Bună ziua, tata. Comunicați, domnul primar. Podul Giurgiului, numărul 1, bloc 9. Vis-a-vis de intrarea în bloc, la adresa respectivă, e... Văd o somație pe geam, o să vă arate domnul city manager. Viking, ceva de genul ăsta, o construcție lângă un post trafo. Somați, am înțeles că proprietarul nu este în țară, comisie... formate din toți responsabilii și eu știu, începeți demolarea după ce îmi prezentați documentația aferentă. Da, domnul primar, am înțeles procedura făcută, vă prezint mâine dimineață. Feciorul salubrizare, recepție. Comunicați, domnule primar. Acum trimiteți o platformă. Strada Podul Giurgiului, numărul 1, bloc 9. Evacuat, ras, tuns și frezat. Sunteți bine? Dacă v-am pe dumneavoastră... E foarte bine. Să rămână. Locurile să ne le lepa și nouă, că e foarte greu. Iubita, foarte greu. Am venit să nu mai plec. Vor pleca Doamne alții. Ajut. Hai, Doamne ajută! Ce faci, tată? Soția? Nu. Îți vin și tu necazul aici. Pac, pac, un alta, un alta. Da, domnul primar, nu ne lasă. Ești de aici, din sector? Da. Sărâna. Ce faceți? Bine. De când vă așteptăm? Dați voi să vă pup? Sărâna. De când erați primar la 4, nu ne înregistrează nimeni, nu? Nu. Ce face? Și acum ați venit în 5, știți că mi-a zis să mă mut în 4. Nu, acum stai și în 5. Și acum sunteți aici. Facem tot. Faceți. Da. Și cine ne faceți nouă poză? Faci. Păi ai poză? Unde ți-ai aparatul? N-ai telefon? Eu fac și mie o poză. Scoată-mă telefonul. Am sărit de la iubitul meu din mașină. Ai sărit. Vezi să nu intrăm în conflict de interese cu da? Iubitul. Nu, că știe că vă iubesc. Ce faceți? Sărâna. Îți vine să știți că vă iubesc oamenii. Mulțumesc. Toți oamenii vă iubesc. Mulțumesc că nu i-am dezamăgit și noi să te dezamăgesc. Da. Mergem în continuare. Sofistii puternic, o să vedeți și o să vedeți ce... Hai de dragă, vină cu telefonul. Așa mi-a dat hai telefonul personal. Să trăiți, domn primar. Haideți la cupat cu domn primar. Și să-i dăm putere aici să vin. Și s-a început aici, că e o zonă foarte vitregită. Și mai. O să vedeți. 30 de ani n-a făcut nimeni nimic aici în zona asta. Tată? Dacă ai avut încredere în mine, mai, eu nu-ți promit nimic. Hai să vezi. Vă așteptăm oamenii și vă dorim succes în continuare. Să rămână. Da. Deci, tataie, stai în 5? Da.
După ce reabilităm aici, ești pensionar? Nu. Nu ești pensionar? Muncești? Da. Cu asta trăiești. Da? Cu asta trăiești. Eu tot la fel trăiesc. Bun, uite cum facem. Ca să fii în legalitate, mi-alegi o zonă undeva aici, separat, undeva. O să-ți fac, ți-aduc o tarabă, e singurul de aici, din zona care o să vinzi, da? Da, autorizat, frumos, ca să n-avem probleme, da? Vindeți necazul, că știu pentru ce. Ia uite pe tine, ia uite pe tine. Salut, să rămâne. Doamne ajută, să rămâne. Doamne ajută. Domnul viceprimar Melnic, recepție. Comunicați, domnul primar. Doamne ajută. În ultima vreme vedem coduri, furtuni, viscole, eu știu ce ne dă, primim acum pe timp de vară. Mă aflu într-o parcare, este la granița cu sectorul 4, lângă parcul nostru de prin Toporaș, graniță cu 4. Se vede clar. Vis-a-vis de pastila care am făcut-o noi, te uiți în parcare și vezi un copac cât casa scânteii, mare și uscat. În spatele lui, stânga-dreapta, unul că stă pe trotuar, doi, sunt mașini, iar eu nu vreau să, ca primăria să dea daune, mai bine preventiv. Așa că dai dispoziție că aveți AES-ul în subordine, îmbarcați flota, până la ora 8, 8 jumate, îmi spuneți că s-a ras, îl duceți în toaletat, dat pe butut și atunci îl duceți la materialul de lemne pentru la iarnă să dăm la familiile defavorizate. Îmi pare bine? No, când vă văd așa... Trebuie să știi că... Fanele mele, domne. Să rămână, mamă. Să fii sănătos, să trăiești bine, că ai scăpat. Să rămână. Și că ai scăpat. Noi suntem aici la graniță, poate ne ajuta și pe noi când o fi cu blocul ăsta să-l facem. E tăticul acasă. O să vezi când se va. Să trăiești, să fii sănătos, să ai grijă de noi și de familia dumneavoastră. Doamne ajută, cu siguranță, da. De toți ai noștri. Da, mamă. Da, mamă. Nu plânge, gata! De ce plângi? E, uite așa de emoții și la fel de bucurie că ați putut scăpa și să... fără probleme, că n-ați fost dumneavoastră vinovat. Am auzit acum că am înnebunit, repede că vă plânge. Vă iubesc. De-aia o să dorm aici, pe străzi, numai pentru voi, că v-ați rugat pentru mine, iar Dumnezeu ne-a auzit. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dacă e colectivă, da. Să rămână! Da, să rămână. Da, bravo! Dacă îi ceri Dumnezeu ceva și crezi din tot sufletul că vei primi, da. Și dacă, dacă suntem mulți, unde-s doi, puterea crește și Dumnezeu este acolo. Vă iubesc, Doamne ajută!